unde patronul Mihai Rotaru anunță că vrea să fie și președinte executiv, vezi, Doamne, ca să repare lucrurile, gata. La modul, dacă vrei să faci ceva, trebuie să o faci cu mâna ta, ne suflecăm mânecile și ne pune la treabă, că nu știm competenții ăștia de prin club. Cum e domnul din la Craiova? Te doare mintea. Ce vorbim noi? Te doare mintea, nu? Vorbim de un an de zile, vorbim că ce sunt la Craiova, da. La ambele Craiove, deci ambii patroni sunt ceva, o trăsătură similară. Sângera Ultrești, vorbeam de el. Așa. Mi-aduc aminte în anii 90, da, după ce s-a destrămat Uniunea Sovietică, da, prepațarea în fotbalul sovietic a început să apară și ea, bineînțeles. Și era un club, Sparta Moscova, care a avut, atunci la începutul privatizării, acestui trecere la profesionism, a avut pe un domn Romanțev, îl cheamă, Romanțev, care era de meserie antrenor. Era antrenorul echipei, dar atunci la privatizare a ajuns patron, președinte și antrenor. Deci domnul Rotaru mai trebuie decât să ia licența pro, să fie și antrenor. Să ne întoarcem mai în 90. Sau, în fotbal românesc, mai veniți spre vremurile noastre, au mai fost cluburi care au avut patron și președinte în același timp. Unul era Jean Pădureanu la Bistița, iar al doilea era Gheorghe Pinalti Ștefan la Piatra Neamț. Deci cam același lucru așa acolo. Erau patron și președinți de club erau ei. Nu, dar de ce nu înțeleg o dată? Acum îți întreb și la vară, dacă te nu cu 5 Craiova, domnul Rotaru ce face? Să da afară singur? Nu se da afară, să da. Spun că salvați ce se putea. Ai spus că până în vară. Păi până în vară, da. Până până cu 5 campionatul. Pierde cupe europene. Nu, dar lăsând gluma deoparte, chiar la tine cum e, se bagă primarul peste tine? Nu. Sincer. Nu vine să zică, bă, eu îți dau banii, faci ce spun eu? Nu. Nu s-a băgat și merită respectat. La noi primar a fost și, dumneavoastră vă amintesc singur, și Montebanatul, sponsor pe vremea, a fost la Poli Timișoara. Pricepe fenomenul și chiar nu, și primul rând, nici nu cred că are timpul necesar și nu avea niciodată să se bage. La Craiova peste... este altceva, mie mi se pare, Victor, deranjant așa și nu știu cum el acceptă. Poziția în care este Sorin Cârțu astăzi. Așa. Acea declarație făcută de domnul Rotaru că va sta lângă mine. Păi tu ce vezi, îl faci incompetent pe Cârțu, până acum el a fost la butoane și acum stă lângă tine, ce să învețe de la tine, ce să învețe de la tine? Că dacă vorbim de fotbal, nu cred că poate învăța ceva Cârțul de la Rotaru. Deci, nu știu, îmi pare rău, Sorin, că acceptă situația asta. Eu știam pe el mai... să folosim cuvântul acum. Mai drept, așa să zic, da? Și nu cocoșea deloc, pentru că nu merită asta Cârțul. Trebuie să-i găsească, eu știu, altă atribuțiune în club, de ceva să răspundă. Dar el ce face? Stau în aceeași birou amândoi și Cârțu face cafele? Ce se întâmplă? Stă lângă mine. Păi cum stă lângă tine? Clubul ăsta are conducere bicefală, decizia este doar la domnul Rotaru. E o bulimbășeală totală. Adică eu nu înțeleg ce vrea dânsul să facă. Tot să investezi niște bani și investezi. Da, domnule, pentru ce a făcut el acolo? Domnule, jos pălăria. O infrastructură perfectă. Exact. Clubul care primește salarii la zi. Deci fără niciun... El nu are, așa ca financiar, este atât bine organizat încât, domnule, n-ai să-i spui. Foarte bine, bravo lui. Societatea este bine. Domnule, societatea e sănătoasă. Da. Dar pe partea asta de expertiză fotbalistică e dezastru după lume, domnule. Dezastru. Păcat. Păcat pentru că putea fi o forță. Mă rog, Craiova a fost o forță fotbal românesc. Da, stați un pic, domnule, că și noi astăzi lucrat cu oameni cu foarte mulți bani din fotbal, patroni celebri în fotbal românesc. Cum poate fi gestionat un astfel de om? Pentru că știm foarte bine, oamenii care au făcut bani au impresia că le știu pe toate. E regulă generală valabilă, corect? Nu, corect. Pun mâna se transformă în aur. Și pe bună dreptate, multe business-uri le-au ieșit. Dar eu, documentând fotbalul... Asta este o afacere atipică, fotbalul. Nu este o afacere de sine stătătoare. Asta vreau să spun. Că eu, documentând de ani de zile, noi ziariștii, documentând fotbalul de ani de zile și fiind aproape de oamenii din fotbal, eu am ajuns la o concluzie. Chiar nu este ceea ce credi. Nu este o societate comercială pe care o gestionezi, ai niște provizioane, îți faci bugetul și gata, aici, merge. Aici trebuie expertiză. Se întâmplă lucruri. Trebuie expertiză. Lucrezi cu oameni. Specială. Da. Nu la o societate. Ai un economist care vechime 2 ani, sunt lucrat 10 ani. Și da? Nu e un tractor. Cel care vechime 2 ani, în 3-4 ani, poate ajunge la nivelul celui cu 10 ani. Dar la fotbal nu e același lucru. De-aia eu nu înțeleg. Lucrezi cu oamenii, în primul rând, cu orgolii. Ce vorbeam mai devreme. Ai 90 de minute, trebuie să câștigi. În afaceri mai nu se poate. Asta se poate vorbim peste două ore sau vorbim peste jumătate de oră, ceva președintele clubului. El tot spune că nici tu îți va implica în viața echipei. Nu, președintele clubului trebuie să se implice în viața echipei. Așa. Președintele să se implice în viața echipei.
Nu neapărat. Domnul Dinu, sigur, stai în birou, câte, câte ore munceați pe zi la Cumbrăza? Erau zile când se muncea și 10-12 ore. Nu era nicio problemă. Adică erau zile în care munceai... Deci nu există să fii președinte de club o oră pe zi. Dar, nu se poate. Doar nu o să ia campionatul. Nu mă deranjează. Da. Dar nu se poate. El degeaba... Sigur, probabil că și asta cu cârțul lângă el să sfătuiască pe partea asta pur fotbalistică, dar... Și antrenorul care să vină. Are nevoie de o susținere, are nevoie de cineva care să comunice. Și că reghe a fost partii. Antrenor totuși, domne, Olteni, domne, cu... antrenorul care vine trebuie să vorbească cu cineva și el. Că nu se vorbească... Credeți în varianta asta cu reghe? Nu cred. A apărut știrea Cristi care ar fi... Da, știu. Ce părere? Cu Bugatti o să-i facă cadou cu 40.000 de euro? Nu, cred. Mi-e greu să cred. Nu, cred. Avea 14.000 pe lună. Eu nu cred. Nu, cred. Nu cred. Și ba, dacă totuși, și... ei, atenție, ei erau înainte. Și la Craiova nu s-a mai întors. Înainte erau prieteni buni. Dar ruptura cum s-a cum a avut loc acolo? Asta e foarte important, cum s-a despărțit. Da, corect, aveți dreptate. Și dacă s-a despărțit, pur și mai merge să facem o pauză. Că avea probleme familiale și că a apărut în presă mai mult decât... Nu s-a mai întors antrenor. Aia era o prostie. Și eu cred la fel. Nu știu, să... Era un pretext. Să dea meu să reușească, dar vezi, încet, încet apar situații care numai la noi se întâmplă. Este un club unde patronul echipei este cel care, de fapt, este antrenorul echipei. El stabilește, sigur, nu face antrenamente în fiecare zi, dar el stabilește cine joacă, cine nu joacă, ce schimbări să fac. Om a spus clar, eu fac asta, nu face nici Strizu, nici Pintili. Eu fac asta, da? Deci asta e unicat în fotbalul european, în fotbalul dezvoltat, adică poate fi până... Guatemala. Până, Malaezia, pe la Kuala Lumpur, pe acolo, dar în rest nu știm. De-aia spun că e unicat asta. La fel, acolo cred că pare un patron, că eu sunt și patron și președinte. Păi, domnul Rotaru, dați licența și fii și antrenor, dacă tot hotărăști totul. Președintele are și el un rol într-un club. Bă, normal, nu un rol. Are teoretic cel mai important rol, peste antrenor. Pentru că numești antrenorul, trebuie să aibă mână la antrenor, nu până la urmă că ești despre. A spus că el va numi antrenorul. Nu s-a sfătuit cu nimeni. De noaptea minții. El va numi antrenor, el va sta, va urmări execuția bugetară a clubului. În Italia, finanțatorii erau și președinții. Adică președintele Moratti, președintele Berlusconi, nu? Da, bine, ei nu se ocupau în mod... Bine, Berlusconi erau, se băga. Erau președinți, dar poate la costa administrației, dar nu cred că se ocupau ideea fiecare de, avea de viața, om, de viața clubului. La Milan, de fiecare exemplu. Avea un director sportiv, avea un manager general care se ocupa de club. Erau oameni care aveau niște atribuții. La Craiova cine era? Cârțu n-are nicio atribuțiune, a spus el acum. Da. Costeșin se ocupă de partea legătură cu Federația și cu Liga. Mă rog, ce înseamnă legătură? Eu înțeleg această funcție într-un club. O muncă de legătură cu Liga și Federația. Păi ce legătură? Legătura, alo, dăm Ploieștiul, dăm Bucureștiul, ce legătură să facă? Păi că nu știu, e... Da, mă rog, astea sunt scheme de organizare la cluburi. Da, nu. Un secretar general, secretarul general, un post foarte important într-un club. Deci, mai important decât președintele, exact. Dar persoana aia trebuie să fie, da, nu știu ce. E treaba dânsului încoată, pentru ce a făcut tot respectul, n-ai ce să-i reproșez, dar faptul că și nu înțelege, tot acum am văzut declarații în ultimele zile, tot încearcă să încredere, dăm jucătorilor încredere, dăm încredere jucătorilor. Păi ce încredere să-i dea un jucător care n-are valoare? Dar mă mai amuză ceva, Cristi, legat de Hanca. Aduci un jucător, îl semnezi? Nu mă interesează că cine l-a adus. Domnule, a semnat cu clubul tău, da? Bă. Și acum domnul Rotaru spune că vai, că ne cere 2 milioane de euro, cum e posibil? Este un contract semnat de voi. De ce nu are valabilitate contractul? Nu înțeleg. Cum? Contractul e valabil? Cum? Nu, vorba vine. Moral vorbind... L-au pus pe bancă, l-am ajutat la Mioveni. Moral vorbind, din punctul de vedere al patronului, nu mai are valabilitate. Odată ce nu simte că nu mai poate să-și facă treaba cu jucătorul. E normal așa ceva? Nu. Nu este normal, dar jucătorul clar știe este protejat de contract. Dar, se poate, nu mai ai nevoie de el, trebuie să te pui la masă să ajungi la... Cristi, la nivel teoretic, da. Dar voi știți, voi că sunteți oameni de fotbal, știți foarte bine că un fotbalist la 30 de ani nu își permite să stea 6 luni să fie plătit și atât, că știe că e ultimul lui contract, că poate după aia nu mai poate să joace. Și de cele mai multe ori se pune problema, hai că te lăsăm să pleci, să te duci să joci, renunță la bani. Ca așa se face în România. La jumate nu, din nu, bani, nu. Eu spun că, din ce informația mea, nu, ei vor să scape de ăsta, renunță la bani la zi. Nu să renunță, că ei n-au datorii la Craiova. Corect. Da. Te plătim la zi, uite, să mai dăm încă o lună, două, până îți găsești echipă. Păi e ok dar, așa? Păi nu e ok, dacă Hanca acceptă să fie sănătos. Corect. Pentru că cei de la club au făcut o mare greșeală, când l-au anunțat că l-a scos din circuitul echipei. Da. Dacă merge la FIFA, la task acest câștigă. Dosar, câștigă la pas, pentru că era un contract. El știe că e protejat, tu clar. Zi, de, tu te duci și te-am dus cu echipa a doua, păi de ce?
Da. Deci da, aici sigur. S-a și filmat, din câte am zis, se filmează când e singur. El deja, sigur, e pregătit pentru. El e pregătit dosar beton, probabil, și dar bă că a uitat toată lumea, s-a închis subiectul, l-a pus pe bancă, nu știu cum i-o veni, l-au reprimit în sânul echipei. Păi ce să faci, că una e să-i dai, nu știu, mi se pare că are vreo 15.000 pe lună, una e să-i dai vreo 15.000 pe lună și alta e să-i dai 500.000 acum, încă 500.000. Aici vezi tu, ți-am mai spus aici, să jucătorul, că au găsit acolo un loc călduț, sunt plătiți foarte, foarte bine. Da, cu evina domnului. A lor, conducătorilor. Păi cum, celor care au făcut contracte, cei care au un buget pe mână și l-au făcut varză. Nu se poate de 15 jucători care nu e titular. La nivelul României. Bine, el a venit din postura de capitan al Cracoviei din Polonia, adică teoretic l-au adus să joace. Dar Mirel Rădoi l-a băgat 3 meciuri și pe aia gata. Că și aici e o discuție cu Mirel Rădoi, Cristi, e normal. Hai, dacă Viitor într-o lor bagă. Da. De ce nu credeți în Hanca? Păi nu știu. Nu, așa vede antrenorul care da, poate... Antrenorul care vine poate nici el nu-l bagă, da? Asta e cea mai tare. Să-l bage să joace bine. Dar s-a întâmplat atâtea cazuri cu jucători. Păi nu i-au băgat acum pe Marcovici și pe Ivan și n-au jucat bine. După părerea mea. E adevărat, de acord cu asta. Cristi, vreau să te întreb... Rădoi la începutul carierei apăra jucătorii, stătea, explica. Acum dă în jucători cu fiecare oportunitate, e vina lor și așa mai departe. Ce crezi că s-a schimbat la el? Este foarte greu de spus. Eu chiar credeam că Rădoi o să reușească la Craiova, fiind de acolo. Relația la început care a avut-o cu domnul Cârțu, adică, dar probabil și-a pierdut răbdarea foarte, foarte repede, așa, dar este foarte tânăr. Așa. Probabil trebuia să înghită mai mult și să, din punctul meu de vedere, să meargă mai departe. Dar și această liniște financiară poate îți dă deci, nu mai vrei să te lupți la un moment dat. Mirel, după părerea mea, are o expertiză pur fotbalistică, fără nicio discuție. Foarte bun, exact. A lucrat cu antrenori buni, a fost un jucător total dedicat meseriei lui, deci această meserie s-a și pregătit în timp. A notat tot ce s-a întâmplat, toată cariera de jucător. Asta e foarte bine. Însă, eu zic că el n-are altceva. N-are, cultura pedagogică nu are deloc. Antrenorul să fie și un pedagog foarte bun. Antrenorul să știe în permanență cât să dea, ce să dea, cât să ceară, cât să nu ceară. El probabil că aici nu-i pregătit. Nu, sigur, ce a făcut el este o greșeală foarte mare când ieși acuși jucătorii. Chiar dacă te acuși și pe tine. Eu nu stau pe locul 7-8, asta nu mă interesează. Bun. Ăștia suntem toți. Eu spun că pedagogic el aici, la această licență pro când se face, cursul pedagogic nu știu dacă se fac. Sau dacă se fac așa în vârful limbii, nimeni nu studiază cu atenție. Asta e foarte important. Mai cu seamă că lucrez cu un grup heterogen. Lucrez cu 25-30 de oameni. Caractere diferite, educație diferită, cultură diferită. Trebuie să fii foarte bine pregătit, să știi cum vorbești cu un jucător, să știi cum vorbești cu un grup. O întrebare, un antrenor tânăr, cum este Mirel și mult alt, este bine să preia o echipă Liga 2-a, adică s-au dus drept la nu, asta nu, asta nu este o literă de lege, domnule, să plece de la Liga 3-a sau de la junior și ajungă într-o mare. Nu, asta nu este o literă de lege. Asta și un antrenor care a făcut carieră mare, direct din jucător, au avut școala făcută și a fost antrenor. Și așa mai deci sunt mulți.